Atunci când pleci în concediu sau în vacanță, ești cel mai predispus să pui pe tine câteva kilograme bune de grăsime. De ce? Mâncare delicioasă la tot pasul, nu mai ești acasă să-ți mănânci alimentele tale, bei alcool și dormi puțin, vrei să iei o pauză mentală de la tot ce ține de dietă și nu-ți pasă cât mănânci. Majoritatea dintre noi lăsăm la o parte sala și alimentația și timp de una-două săptămâni ne facem de cap pe unde plecăm. Asta înseamnă de cele mai multe ori câteva kilograme în plus de grăsime. Azi vin cu o veste bună. Poți să-ți menții fizicul și în vacanță, cu un minim de efort și câteva alegeri inteligente. Eu doar ce m-am întors de la mare și sunt mai ușor cu jumătate de kilogram față de când am plecat. Ceea ce pentru mine e un lucru extrem de bun, pentru că dacă nu sunt atent la alimentație și nu fac sală, tind să mă îngraș foarte repede. Așadar, în acest video vreau să-ți vorbesc despre 3 strategii pe care le-am urmat cu succes ca să nu mă îngraș în perioada concediului. Peste rând, imediat cum mi-am satisfăcut toate poftele presăturate și m-am întors acasă cu mai puțină greutate. Dar mai întâi vreau să-ți povestesc rapid cum făceam înainte când eram plecat în vacanță la mare. Metoda greșită. Vedeam o grămadă de bunătăți pe la tarabe, pe plajă și la restaurante. Îmi ziceam că doar sunt în concediu și n-are nimic dacă mănânc tot ce văd. Recuperez eu după aia. Dar avea, pentru că mă întorceam acasă cu 2-3 kg de grăsime în plus, iar vreo 2 săptămâni munceam pentru a repara dauna, lucru care te trage în spate și te frustrează. Greșeala era că mâncam pe săturate tot ce îmi plăcea și fix atunci, în momentul ăla, când vedeam ceva bun. Trecea unul pe plajă cu gogoși, îmi luam imediat una. Aveam poftă de înghețată, îmi luam imediat una. Treceam pe lângă clătite, îmi luam una cu Nutella și banane. Mai mâncam câte o masă dimineața și seara și la sfârșitul zilei se adunau o grămadă de calorii. Calorii care, la sfârșitul celor 7 zile, se traduceau în câteva kilograme de grăsime. Acum am abordat toată treaba mult mai inteligent. Am grupat toate acele mese și imediat îți arăt cele 3 strategii pe care poți să le folosești și tu ca să minimizezi daunele sau chiar să arzi din grăsime. Înainte de asta, hai să vedem ce trebuie să se întâmple ca să nu te îngrași și să nu-ți ieși din formă atunci când ești în vacanță. Rămâi în deficit caloric pentru a nu pune grăsime, mănâncă suficiente proteine ca să-ți păstrezi masa musculară, iar dacă ai posibilitatea, antrenează-te. Dacă poți să mergi la sală, ar fi perfect, dar e ok și cu greutatea corpului. Pentru că ești în vacanță, provocarea e să faci toate lucrurile astea în timp ce te bucuri la maxim de mâncare și de timpul petrecut acolo. Pentru a putea respecta cât mai lejer aceste condiții, îți propun 3 strategii care pentru mine funcționează de fiecare dată. Prima strategie e cea pe care o folosesc și în viața de zi cu zi, de aproximativ 2 ani. Intermittent fasting. Probabil știi deja ce înseamnă, dar dacă nu ți-e cunoscută metoda, te explic cu acum pe scurt. Intermittent fasting presupune ca din cele 24 de ore care sunt într-o zi, să-ți mănânci toate caloriile într-o fereastră de câteva ore. Majoritatea aleg să facă 16:8. 16 ore nicio calorie, iar în cele 8 ore rămase, 2-3 mese în care consumă toate caloriile. Acum, varianta simplificată e să iei micul dejun cât mai târziu. Într-o zi normală acasă, dacă e ultima masă la 8-9 seara, a doua zi micul dejun l-ai lua undeva la ora 12-1 după masa. Nu trebuie să te stresezi ca perioada de fasting să fie exact 16 ore. Pur și simplu împinge prima masă a zilei cât de târziu poți. În felul ăsta poți avea 2-3 mese mari față de 5-6 micuțe, lucru care pentru mine e foarte satisfăcător. Și așa am făcut și în vacanță. Aveam ultima masă pe la 8 seara după ce veneam de la plajă și noaptea mergeam în club. A doua zi când mă trezeam beam o cafea, apă și mergeam la plajă. Prima masă era o gustare pe la 2-3 de genul sandwich și ceva dulce, apoi a doua și ultima masă era pe la 8 seara. Aici era partea distractivă pentru mine. Aveam un buget de calorii foarte mare. Puteam să mănânc burgeri, KFC, paste, fructe de mare, dulciuri, clătite, înghețată, ciocolată și orice aveam chef.
Făcând intermittent fasting, șansele să fii în surplus caloric și să pui pe tine grăsime scad considerabil. Te menții sătul, îți satisfaci toate poftele și nu te îngrași. Și chiar dacă atunci când ești plecat nu ai o dietă foarte sănătoasă, cu fructe și legume, timp de o săptămână nu se întâmplă absolut nimic rău dacă în restul timpului alimentația ta e corectă. La un lucru trebuie să fii atent, numărul de proteine. Pentru creșterea și menținerea masei musculare, recomandarea e ca numărul de proteine să fie de aproximativ 2 grame pe kilogram. Totuși, dacă timp de o săptămână reduci acest număr de proteine, nu o să observi nicio scădere a masei musculare. Încearcă să mănânci cât de proteic poți, dar nu-ți fă griji dacă nu reușești să ajungi la cantitatea optimă. You won't lose any gains. Eu personal mi-am luat și un concentrat proteic cu mine, ca să nu mă stresez să caut la fiecare restaurant surse bogate de proteine. A doua strategie care te ajută să nu te îngrași e să eviți pe cât posibil caloriile lichide. Până să învăț să citesc etichetele cu informații nutriționale, nu prea băgam în seamă ce anume beau. De obicei tind să fii atent la mâncare și să crezi că de la prea multă mâncare te îngrași. Însă nu mâncarea în sine te îngrașă, ci surplusul de calorii. Iar calorii se găsesc și în băuturi. Problema cu caloriile lichide e că nu te satură și poți consuma multe fără să-ți dai seama. De exemplu, sucurile au undeva între 10 și 12 grame de zahăr la 100 de mililitri, undeva la 40-50 de calorii. Alcoolul pur are 7 calorii pe gram. Hai să vedem ce înseamnă asta practic. Să zicem că bei un pahar de whisky și stingi cu cola, sau vodcă și suc de mere, e același lucru. Dacă facem un calcul rapid, ies următoarele. 100 de mililitri de whisky au cam 33 de grame de alcool pur. Cum un gram de alcool are 7 calorii, ne iasă că un pahar cu 100 de mililitri de whisky ajunge la 230 de calorii. În cazul sucului, 200 de mililitri de cola au 21 de grame de carbo, adică 84 de calorii. Deci un whisky cola cu 50 de mililitri de whisky și 200 de mililitri de cola are 200 de calorii. Și gândește că într-o noapte nebună bei câteva pahare bune, pentru că după ce te amețești, nu-ți mai pasă. Ca să reduci aici din calorii, sfatul meu nu e să nu bei alcool, ci să stingi cu cola zero sau alte băuturi fără calorii, chiar și apă. Așadar, când vine vorba de lichide, ai grijă la răcoritoare, energizante, fresh-uri sau băuturi pe bază de cafea, cum sunt cele de la Starbucks. Le poți înlocui cu Cola Zero, Pepsi Light, Red Bull Light, Monster Zero, apă sau cafea simplă. Acum că ești în vacanță, e clar că nu o să stai pe apă plată și mâncare de dietă. Nu-ți recomand asta. Bucură-te de mâncărurile specifice și distrează-te. Eu când ieșeam în club cu prietenii, beam în fiecare seară whisky sau vodka, dar stingeam tot timpul cu Cola Zero sau ceva fără calorii. Pentru că dacă în fiecare seară mai adăugam și zahărul din cola la paharele de alcool, după o săptămână din asta nu ieșeam bine deloc. A treia strategie pe care o poți folosi e să faci cât mai multă activitate fizică. Faptul că slăbești sau pui pe tine ține de câte calorii mănânci în raport cu activitatea fizică pe care o faci. Calorii mâncate minus calorii arse. Deci dacă vrei să minimizezi din depunerile de grăsime, o idee bună e să arzi cât mai multe calorii. În not, mers pe jos, alergat pe plajă, urcat dealuri. Orice e binevenit. Dacă ești la mare, înoată cât mai mult când mergi la plajă. Dacă mergi să vizitezi ceva, du-te cât de mult poți pe jos. Anul ăsta am fost în Barcelona și am vizitat orașul pe jos. Într-o zi am mers continuu 3-4 ore, iar în alta aproape 7. Chiar dacă am mâncat pe la fast food și mi-am luat cam tot ce aveam poftă, pentru că am avut multă activitate fizică, nu m-am îngrășat deloc. Am venit acasă cu jumătate de kilogram mai ușor. Așadar, astea sunt cele 3 strategii pe care poți să le folosești în vacanță ca să nu te îngrași. Folosește intermittent fasting pentru că e ușor să rămâi în deficit caloric și să-ți satisfaci poftele. Evită caloriile lichide pentru că se adună rapid și de caloriile alea mai bine mănânci ceva. Și fă cât mai multă mișcare ca să arzi extra calorii și să rămâi în deficit.